Continuare despre importanța acestor întâlniri de la Palatul Cotroceni ale lui Klaus Iohannis în contextul candidaturii sale la șefia NATO cu Mihai Fifor, fost ministru al apărării, deputat al Partidului Social-Democrat, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Fifor! Salut, bună dimineața! Așadar, vedem că are loc un dineu oficial în această după-amiază la Palatul Cotroceni, Charles Michel, dar și Victor Orban se numără printre invitații de la Palatul Cotroceni. În ce cheie să vedem acest dineu? Nu e vorba doar de dineu. În sine, ideea că, iată, președintele Iohannis are o agendă internațională, zic eu, destul de însemnată. La urma urmei, sunt oameni importanți care vin astăzi la București. Arată că se intensifică, ce vă spuneam cu ceva vreme înainte, se intensifică dialogul acesta și este clar că se calcă accelerația de la Palatul Cotroceni pe canale diplomatice pentru ca președintele să devină tot mai vizibil în negocierile pentru viitorul secretar al Alianței Nord-Atlantice. Sunt discuții bilaterale, sunt discuții importante. Până la urmă, faptul că premierul maghiar, iată, este într-o vizită oficială în România, cred că nu este un lucru lipsit de importanță. Sunt convins că pe agenda vor fi multe teme în dezbatere, dar și Jean Michel și, înțeleg, premierul croat, dar și premierul belgian, repet, arată că Palatul Cotroceni turează pentru ca acest dialog să capete intensitate în perioada imediat următoare. Cu alte cuvinte, președintele Iohannis își ia în serios rolul acesta de, hai să zic, candidat, deși e impropriu, pentru că la NATO nu poți fi candidat, rolul acesta de a-și întări poziția în cursa pentru secretarul general al Alianței. Va fi o perioadă de dialog intensă și în săptămânile următoare, pentru că la summit deja Alianța va trebui să ia o decizie, a văzut și declarația ambasadoarei Statelor Unite la București. Da, pentru că ați adus în discuție această declarație ambasadoarei, ne uităm la declarația ambasadoarei SUA la NATO, cea care a spus că Statele Unite ale Americii îl susțin pe Mark Rutte, însă îl consideră pe Klaus Iohannis prieten. Cum vedem această declarație? Îi mai taie din elan lui Klaus Iohannis? În limbaj diplomatic este un mod elegant de a arăta, eu știu, pentru cine ai decis. Dar nu e o surpriză pentru noi. Statele Unite, Marea Britanie, sunt numai doi dintre aliați care s-au poziționat ferm în susținerea premierului olandez Mark Rutte. Nu, dacă nu mă înșel, și Franța. Nu este nimic nou în această poziție, dar, repet, e un mod elegant de a spune că aceasta este decizia lor și vor merge pe această nominalizare până la capăt, asta însemnând că la summit Statele Unite vor susține această hai să zicem candidatură, repet, cu ghilimele de rigoare. Pe de altă parte, domnule Fifor, așa cum bine ați remarcat și dumneavoastră, una dintre aceste vizite importante este cea a lui Victor Orban, cel care a spus clar că nu susține candidatura lui Mark Rutte. Prin urmare, asta înseamnă că susține candidatura lui Klaus Iohannis? N-a spus nici asta. Va fi foarte interesant să vedem o declarație după întâlnirea lui Victor Orban cu președintele Iohannis, o poziționare mult mai clară și mai lipsită de echivoc, zic eu, dar n-aș vrea să mă antepronunț. Haideți să vedem ce rezultă din aceste întâlniri, pentru că în mod sigur vom avea declarații și vom avea declarații care se vor referi și la această temă de real interes pentru România, pentru că trebuie să subliniem acest lucru. Prezența președintelui Iohannis în calitate de secretar general, presupunând că va ajunge secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, pentru România înseamnă un pas diplomatic major de o importanță covârșitoare.
Să nu uităm care este poziția și ce reprezintă secretarul general al Alianței Nord-Atlantice la nivel, la nivel global. Este, dacă vreți, un actor diplomatic extraordinar de important. Pentru România, repet, ar fi un succes demn de luat în calcul, un succes cum România n-a mai avut în ultimele decenii. Și ne întrebăm, domnule Mihai Fifor, ar fi făcut Klaus Iohannis, președintele României, imprudența de a-și anunța această candidatură dacă nu era 100% sigur că ar avea șanse reale de câștig, pentru că știm că este nevoie până la urmă de unanimitate în privința numirii noului secretar general al NATO? Da, discutăm de consens, nici măcar de unanimitate, ci de consens. Mi-e greu să știu ce a stat în spatele acestei decizii a președintelui Klaus Iohannis și nu vreau să fac speculații. Cu siguranță, repet, există un efort diplomatic susținut și probabil că există un proiect bine analizat de experții din jurul președintelui care au înaintat președintelui această idee de a putea de a merge în cursa pentru secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Dar vom vedea în perioada imediat următoare, când mă aștept ca aceste dialoguri să se intensifice și să vedem poziționări foarte, foarte clare din partea statelor membre. Mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră, Mihai Fifor, fost ministru al apărării.